Jean Chiriță și Anisia Gafton au fost finaliștii emisiunii Sunt celebru, scoate-mă de aici, care s-a încheiat aseară, la Pro TV. Fostul fotbalist a pierdut însă la voturi în fața Anisiei. Ea a fost desemnată regina junglei. După competiție, Jean Chiriță spune prin ce a trecut. Într-un interviu pentru El face dezvăluiri despre participarea sa în emisiune. Cel mai greu lucru, în primul rând faptul că eu am intrat acolo cu niște frici. Cea de claustrofobie. Sunt claustrofob. Și frica de înălțime. Și atunci. Am plecat cu stângul oarecum și exact de asta m-am lovit acolo. Am avut un moment în care mi-a fost rău, adică am vrut să renunț. Am avut o probă cu apă, cu spațiu, am simțit că mor. Am trecut, până la urmă, peste. Nu mai puteam să trec peste proba aia și atunci a venit Nea Cornel Palade care mi-a dat locul lui și pentru asta îi sunt recunoscător. Mi-e ca un frate, ca un tata și am cea mai frumoasă relație cu el, cred că acesta este punctul forte cu care am plecat de aici. Din concursul asta, prietenia cu Nea Cornel, a spus Jean Chiriță, care și-ar fi dorit mult să câștige concursul. Ar fi frumos pentru că am muncit foarte mult, am avut și urcușuri, și coborâșuri, n-am renunțat cu toate că am avut vreo două tentative de a renunța, fiind foarte greu, și uite că n-am renunțat și am ajuns în finală, a explicat el întrebat ce părere are despre Anisia Gafton, câștigătoarea emisiunii. Jean a dezvăluit, Anisia este singura femeie dintre toate care a ajuns. Cum a ajuns, cum n-a ajuns, a ajuns. Contează pentru ea, ca femeie, foarte mult. Pentru că a fost foarte greu. Jean Chiriță s-a plâns de condițiile din concurs, a recunoscut că nu i-a fost ușor deloc. A vorbit încă o dată despre condițiile dure, dar și despre probele dificile. A fost foarte greu, eu, ca bărbat o spun. De la fotbal și până la orice show la care am participat. Credeți-mă că ăsta a fost cel mai greu concurs, cel mai dur.